exerciții de stretching la birou. Hai, ridică-te de pe scaun, fă câțiva pași sau, și mai bine, niște exerciții de stretching dacă ai stat la birou multe ore. Poți face mișcări mici, fără să obosești, dar care contează. Spre exemplu, ridică-te în picioare și așează-te pe scaun fără să folosești mâinile. Asigură-te că ți încordezi mușchii picioarelor și mușchii fesieri pentru a susține zona lombară. Repetă mișcarea aceasta controlat și lent, concentrându-te pe încordarea musculară. Pentru a-ți dezmorți umerii, fă câteva mișcări circulare spre față și spre spate. Circular și lent, adu umerii până aproape de ureche, fără a încorda zona gâtului și apoi coboară-i într-o poziție relaxată. Dacă ai zona gâtului și cea cervicală încordate, apropie lent urechea stângă de umărul stâng și apoi urechea dreaptă de umărul drept, fără a ridica umerii. Astfel vei simți cum se întinde zona laterală a gâtului. Poți repeta aceeași mișcare, dar ducând capul spre spate și apoi spre piept. Chiar dacă ți se pare un gest lipsit de un impact real, întinderea mâinilor și picioarelor ca după ce te trezești sunt extrem de benefice. Poți face asta și la birou cât de des simți. Și, dacă te-ai plictisit de scaun, încearcă și mingea de birou. Dar ai grijă la poziții. Asigură-te că te sprijin bine pe mușchii picioarelor și nu-ți îndoi spatele. Iar dacă te-ai plictisit de birou, glumesc. Lucrează pentru o perioadă din picioare la o masă înaltă. Nu exagera însă pentru a nu-ți stresa zona lombară și toracală. Păstrează unghiul de 45 de grade între ochi și ecranul laptopului pentru a nu avea dureri cervicale.